îndegeri jos dacă știi manelele. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, bineînțeles, că alături de mine sunt prietenii mei de bun, Maria și Nicu! În acest vlog o să facem ceva super, super interesant, ceva nemai văzut pe YouTube-ul românesc. Amnam! Care este un gen fumat din 2016? Ce rău e! Dar am ales întrebări. Întrebări. Nu știu, o să ne distrăm. Important e că suntem noi trei, suntem nebuni, deci o să râdem, o să râdeți. Uitați-vă până la final și apăsați pe butonașul ăla de like ca să strângem. Câte like-uri să strângem? Mi-a zis-o Maria. 11.000, ca așa vreau eu. Hai, sunteți gata? Da. Prima întrebare. N-am umblat într-un telefon străin. Da, normal, adică eu am. Ba da. Străin în ce sens? Adică să-mi cunosc persoana care îi aparține? Păi, adică care e al tău? Nu ai cum să umbli în telefonul unui străin, că nu știi parola. Ideea că n-are parola. Ai umblat sau n-ai umblat? Eu am umblat. Eu chiar da. Și eu am umblat. Ba da, ba da. La poze? Da. Nu, la mesaje direct. Nu, la poze. Eu da, aveam în trecut obiceiul ăsta. Acum nu mai am. Am terorizat-o pe sorbe. Eu umblam în telefon, îi știam toate parolele posibile. Și eu i-am descoperit pe Ronico. Și i-a schimbat-o. Aveai data de naștere? Da. Parola mi. N-am făcut pipi în pat. Este așa de bine, ai să punem o limită de vârstă, de la ce ani? Când erai mic. Când era mic, da. Da. Recent? Recent, nu. Nu, clar, da. Nu se știe invitor. N-am copiat la teste. Ei, da. Denisa, dacă vezi vlogul ăsta. A, te la e copiat. Ei, câteodată mai copii de la aia, le facem împreună, știi? Mai ales la engleză, la engleză suntem top. Eu mereu am zis că dacă știi să copiezi și iei notă bună, ești deștept. E foarte greu să știi, da, să exact copiezi. Trebuie să știi să copiezi cu cap. N-am luat o notă mai mică de 4. Normal. Engleză. Eu nu. Da. Nu. Cea mai mică nota mea în catalog a fost 8. I-am luat 2 la matematică. Tu, Maria, care a fost cea mai mică? 3 la engleză. N-am vrut să renunț la ceva la care am muncit foarte mult. Ba da. Ba da. La proiecte, când mă enervează. Acum sunt super sinceră cu voi și vă spun că atunci când fac un vlog și văd că nu-i apreciat, nu apăsați pe butonașul ăla de like. Bineînțeles că nu pot să fiu un al nouălea cer de fericire, deci da, am și eu momente în care nu neapărat că vreau să renunț, pentru că imediat îmi revin și continui să muncesc și să fiu din ce în ce mai bine. Dar da, am momente, cred că orice om. N-am vrut să înjur uneori profesori, profesoare. Oh, bă, da. Lungi. Probabil. N-am fugit de acasă. Nu, n-am. Dacă se pune că plec și nu spun că a fugit, da, da, așa. N-am regretat ceva. Logic. Nu. Atunci când, de exemplu, nu știu, zici un cuvânt și, de exemplu, te-ai clar de la persoana aia, nu știu, zici mulțumesc sau orice altceva și îți pare rău că ai zis, nu știu cum să-i explic. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Așa cum explici tu, nu. Păi, de exemplu, a venit popa cu lumină și mi-a zis Hristos a înviat. Și în loc să zic adevărat a înviat, am zis Hristos a înviat. Când te-am atât de prost. Te simțeai prost, dar n-ai regretat. Ba da, că i-a zis Hristos a înviat. Și era cum mi-a zis și el. Momentul ăsta de aceea, sau că de ce cineva mulțumesc, tu zici tot mulțumesc. Adică a fost super cringe. Moment cringe între Nicu și popa. Da, eu nu știu, probabil am avut momente pe care le-am regretat pe moment, da? Îmi place, da, exact, să trăiesc cu chestia asta, nu regret absolut nimic. N-am plâns în somn. Da, m-am trezit plângând foarte, foarte grav. Da, când eram mai mic, da. Da, și acum era mai mică. N-am furat ceva. Da. Nu am furat. Eu da. Când erai mai mică, de prin magazine, chestii mici. Când ai fost vreodată la hotel, săpunașe și așa? Eu n-am luat, mama le-a luat. Și mama le-a luat. Da, mă rog, asta nu se numește furat. Păi oricum mi le lasă. Am luat un prumut. Poate eu nu aveam acasă șampon atunci. N-am plecat la o petrecere singură. Eu oricum nu sunt adepta petrecerilor. La ce petrecere am fost? Am fost, cred că cu ei sau cu colegi. Deci n-am plecat niciodată singură. N-am băut până n-am mai știut de mine.
Nu, niciodată. Nu regre faptele mele. Nu, eu n-am niciodată. Eu niciodată nu m-am îmbătat așa să... Da, am fost frumos, am râs, am fost cu noi, s-au distrat de ea. Am, n-am înșelat. No. N-am. No. E cel mai rău. Da. Da, dar nu-i târziu. Pentru noi, pentru toată lumea. Avem 17 ani, 18 ani. Da, da, totuși mi se pare... Adică mai vrei să înșel? Nu, mie mi se pare că de ce mi se pare prea... Te mai plăci în relație. Am, n-am vrut să chiulez de la vreo oră. M-am și vrut și m-am și dus, adică... Am, n-am zâmbit cuiva în față și am dat din cap că l-am înțeles, însă de fapt nu era așa. Da, păi normal, de fiecare dată, mai ales când tata îmi vorbește, eu nu știu ce vorbește, dar eu aprob. Dar nu contează ce zice. Mai ales când ești într-un club și muzica foarte tare și știi ceva și ceva și tu. Da, nu, la mine se întâmplă la aproape fiecare oră, adică mă uit la profesor și dau din cap. Așa și mie. Dar se simt bine, ai văzut când le dai din cap? Da, da, da. Sunt mândri, așa, adică parcă îi înțeleg, eu n-am nicio treabă și... Parcă îți explică cu drag și se uită și mai mult la tine. În ochii tăi, așa. N-am scuipat vreo persoană cu care purtam un dialog. Logi. Da, mai ales. Eu pot să zic de mai doi clar. Da, frate, se anunță precipitații la meteo. Nu știm să ne luăm umbrele. N-am încercat să par inteligentă, dar m-am făcut de râs. Da, mai ales Nicu. Da, Nicu are niște momente de-astea cringe în care el... Da, oricum eu mi s-a întâmplat. N-am stat treaz mai mult de 48 de ore. Nu, niciodată. Nu cred. 24, da, sau... Nici 24. Mai mult de 24, da, 48. Mai mult de 24 am stat, cu siguranță, când editam vlogul. N-am vrut să dau timpul înapoi. Logic. Da, dar nu ca să repar unele chestii, să simt unele chestii din nou. Au fost prea frumoase sau? N-ai vrea să dai bacul și după să dai timpul înapoi, nu? N-ar merge, nu? Cum adică? Dai bacul și după dai timpul înapoi ca să știi subiectul. Aaaa! Eu mă gândesc pe plan profesional mai mult. De sentimental. Da, 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 știm că la tine e totul pentru bani. N-am mers atât de tare într-un local încât să se vorbeze lumea la mine. Mereu mi se întâmplă așa. Da, mai ales când suntem toți. N-am fost bătută la școală. Nu. N-am purtat hainele părinților. Nu. Eu, wow, mai ales buzele de pijama, că sunt mai largi și nu plac. N-am mâncat de pe jos. Regula de 5 secunde. Exact. N-am mințit părinții. Logic, eu n-am. Și voi știți bine. Da. Eu nu pot să nu neapărat cu minciună gravă, dar... Sau pur și simplu le spui un lucru, nu-i minți. Eu când spuneam de gură nu mă cred. Adică... Primul lucru pe care l-am ascuns eu a fost primul meu chiul. Și a fost timp de câteva ore, pentru că după când am dat ochii în ochi cu ei, am început să plâng instantaneu și ei s-au speriat și nu înțelegeau ce se întâmpla cu mine și le-am zis într-un final că am chiulit și ei au început să râdă de mine. Adică eu plângeam și ei râdeau de mine. N-am băut până am vomitat. Nu regre faptele mele. Eu n-am. Mi-aș sau nu mi-aș da prietenii pentru bani și cineva a scris hashtag totul pentru bani. Nu mi-aș da niciodată prietenii pentru bani. Nici eu, n-am, mai ales pe voi doi, adică prietenii mei din copilărie. Prietenia e unica, banul e bani. El da, eu cam da, adică... Și cam da. Adică el chiar da, na. Depinde de sumă. Chiar că hashtag totul pentru bani. Dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii hashtag totul pentru bani. Deci ai. Normal, dacă eu sumăm și pe bani, noi? Păi mai și puteam în America și își făceați prieteni. Cine-i simt? Nu, ce-i? Nu, că n-am cum... Depinde ce sumă, dar... Adică toate noastre. Lasă-mi. Un milion, dacă e un milion de dolari. Ales bulez. Am plecat în țară, vom poate. Ne-ai lăsat bune pentru America. Nu v-ai lăsa, v-aș chema la mine în vizită. A, după ce le-ai vândut? Da, exact, adică... Și nu v-ar face să vedeți să stați fixe? Nu! Los Angeles o lună sau... Dar nu dai banii înapoi ce-ai primit mai. N-am plâns din cauza unei note. Da, la primul meu nouă, cât m-am gelit. Niciodată. No. Eu da. N-am sărit îmbrăcat în piscină. Da. Eu da. Noi doi am sărit la mare, stilul meu. Îmbrăcați, da, în scripul meu. Da, Mariana a fost atunci cu noi. Bă, da, am vrut să mă faceți și cineva, da. N-am mințit că mi-am uitat caietul, dar îl aveam în ghiozdan. Bă, da. În general, da. Da, sau îl lăsat intenționat acasă. N-am avut probleme cu poliția. Nu, niciodată. Nicio. Eu am. Ups. Da? Da. Când eram mai mic, a venit la mine o prietenă și
am zis, hai să nu ne plictisim, hai să facem ceva mai periculos atunci pentru noi. Și ce ne-am gândit noi? Să luăm niște pahare de plastic, să ne umplem cu apă și de la etaj, de la etajul lor, să ne dăm drumul, să stropim oamenii care treceau. Și bineînțeles că din blocul celălalt, vecinii m-au văzut, au sunat administratorul a sunat la poliție și... cioc-cioc la ușă. FBI, open up! Următoarea întrebare vine de la Ingrid. Am n-am chiulit de la ore ca să merg să mănânc. Vă pup! Și noi te pupăm și ne e tare dor de tine. Clar, și eu am clar cu tine. Acesta a fost vlogul. Sperăm din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonașele de like, Share și subscribe. Și de clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Noi v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa! Tiva de venire de la chestia sera. Nu știu dacă v-am jurat sau nu, dar sper din suflet că nu. Am sandwich. Clase, duje, bici. Sassy, duje. Tentativă de TikTok. Mă văd bine? Sunt Ciuciuc? Colegul, sunt bine la cameră? Ia mai încolo puțin. Prieteni pe Facebook, 5.000. Prieteni în viața reală, 20. Prieteni la greu, 1. 2.